Așadar, povestirile cu tâlc sunt tărâmul în care revenim pentru sezonul de vară. Încercăm o variantă mai prietenoasă pe căldurile astea, să creăm acea deschidere și invitație înspre lucruri care ne pot ajuta și ne pot provoca. Probabil sunteți familiarizați că parabola reprezintă modul predilect în care Mântuitorul a ales să învețe. E acea povestire cu tâlc care o poantă te provoacă mental să gândești. Cred că una dintre cele mai mari probleme pentru mine, pe care le văd, e pierderea capacității critice. E mult mai simplu să așteptăm 1, 2, 3 lucruri pe care să le bifăm, cu care să mergem acasă, și de multe ori preferăm o anumită lene indusă decât să ne frământăm cu anumite lucruri. Așa spune Mântuitorul că nu le vorbea niciodată fără pilde, iar când era cu ucenicii, tâlcuia aceste pilde pe înțelesul lor. Înseamnă că trebuie să-ți dorești, să vrei mai mult, să aștepți mai mult de la cuvânt din partea lui Dumnezeu. Cel mai bun lucru pe care îl putem face este să conștientizăm impactul pe care povestirile îl au asupra noastră. Drept fereastră înspre toată seria aceasta, vă invit la următoarele cuvinte. Richard Kearney spune în felul următor: pentru ființele umane, actul de a spune povești este la fel de important ca actul de a mânca. De fapt, este și mai important, fiindcă mâncarea ne ține în viață, dar poveștile fac ca viața să merite trăită. Nu știu dacă te-ai gândit, dar până la urmă sensul vieții are nevoie de un context narrativ. Te regăsești, auzi o povestire de viață, vezi întruparea, ilustrarea ei într-un anumit context și de acolo îți extragi elementul valorii care te însuflețește, care îți dă putere. De aceea sunt atât de importante parabolele, pentru că ne restructurează viața, ne invită să înțelegem cât de important e ceea ce ne oferă Hristos. Mai presus de orice, mai presus chiar de hrană și de adăpost, oamenii au nevoie de sens. În lipsa Lui suntem vulnerabili. Dacă îl avem, putem îndura cele mai mari umilințe. Te-ai gândit vreodată de ce le plac copiilor atât de mult poveștile? Mai spune odată, mai spune odată, își exasperează părinții la culcare. Sau de ce te simți atât de captivat în momentul în care ai urmărit, ai fost prins de intriga unui film? Ori, cum a fost posibil ca mase extinse de oameni să se lase prostite de ideologiile dominante ale secolului 20, nazismul și comunismul? Deci nu vorbim de indivizi, vorbim de țări, de popoare, de comunități de oameni care aderă. Cu alte cuvinte, oamenii înfometați de sens înghit chiar și conspirațiile cele mai indigeste. Nu poți trăi fără sens. Dacă nu îl cauți în adevăr, vei înghiți prima prostie care ți iese în cale. Așadar, miza este una colosală cu privire la felul în care învață Hristos și ceea ce oferă prin adevărul împărăției. Așadar, concluzia preliminară: avem nevoie de povești pentru că avem nevoie de sens. Povestirile cu tâlc te pun pe gânduri, destramă falsele percepții, distrug niște lucruri pe care noi ni le-am imaginat și spre binele nostru, chiar dacă în momentul acela s-ar putea să ne creeze repulsie și dezamăgire. Și în al treilea rând, îți oferă șansa reconfigurării sau reconsiderării. O poantă, o povestire cu tâlc te invită să se regândești anumite lucruri în viață. Deci parabola este până la urmă provocatoare, subversivă și revigorantă. Te provoacă să gândești, îți subminează anumite premise cu care vii în fața realității și în al treilea rând îți dă acel sentiment îmbătător și revigorant cu privire la viață. Nădăjduim să ne țină așa Domnul pe toată perioada de vară, să ne însuflețească.
Deși au trecut examenele, bacalaureatul, evaluarea națională, am ales să ofer o interogație legată de rugăciune. Prima povestire cu tâlc este despre rugăciune. Luca, în capitolul 18, primele 8 versete. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea, fă-mi dreptate în disputa cu acuzatorul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat, auziți ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate, atenție, la traducere, într-o clipă, deodată. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință, în sensul de credincioșie pe pământ? Interesant că parabola ne lasă cu câteva întrebări, ajungem la ele. Deși poate părea o poveste inventată, bunul simț îți spune că e desprinsă din viața reală. Nu-ți vine foarte greu să-ți imaginezi o situație similară. Trebuie să deschizi televizorul sau să intri pe net. Să auzi de cazuri de nedreptate de felul acesta. Parabola pornește de la o reacție emoțională acumulată care te face să nu mai suporți ceva sau pe cineva. Un fel de picătură chinezească. Nu știu cât de greu îți vine să concepi așa ceva azi. Îmi pot imagina cam ce se întâmplă. În prima zi, a doua zi, a treia zi, pur și simplu o ignoră. Se face că nu o vede acolo. După o săptămână, nu știu dacă e tot una, dar cred că simte un disconfort, însă e rușine să-și vulnerabilizeze această reacție față de o femeie simplă, banală. Cred că după o lună de zile sau după două luni de zile, în care femeia asta, intuiția îmi spune că avea bun simț, nu făcea scandal, nu se lua la ceartă, pur și simplu venea și se așeza la rând. Și cu respect frumos spunea, ce se mai aude de cazul meu? În ce stadiu se află? Uneori nu ne dăm seama cum ne putem irita. Mie mi s-a întâmplat, când eram la Alba Iulia, era de rezolvat o problemă la primărie și neinspirat, cu termene legale, pur și simplu am putut citi pe fața acelui secretar reacția emoțională, însă până la urmă lucrurile s-au așezat. Îți trebuie tact. Uneori interacțiunile astea sociale te solicită, îți creează o anumită problemă. Uitându-te la situația asta, aproape că îți vine să faci pariu ca în închisoare, îngerilor, care cedează primul. Foarte interesant. Gândiți-vă, un om care n-are treabă cu Dumnezeu, n-are frică de Dumnezeu, nu-i pasă ce cred ceilalți. Cum poate fi un astfel de om lămurit, convins, până la urmă, în viață? Și totuși, femeie nebăgată în seamă, reușește ceva. Însă pilda, vreau să vă avertizez, îți întinde o capcană. Iată care e capcana pe care o sesizez eu. Păi, dacă îl bat suficient de mult la cap pe Dumnezeu, va face cum zic eu? Asta te învață. Femeia e rezilientă, știe ce vrea, în fiecare zi se duce acolo, dă dovadă de tenacitate, de seriozitate, de perseverență. Asta ne învață. Că dacă cineva îi strânge mâna la spate lui Dumnezeu, cedează, răspunde, face cum vrem noi, ne putem gândi la câteva situații din ultima vreme și realizăm că viața bate filmul, că lucrurile nu se întâmplă așa cum credem noi. Ei, tocmai de asta e atât de greu să te lași citit de o astfel de parabolă. În lumina acestui exemplu lăudabil a unei femei simple care pur și simplu îți dă lecții.
Mai ales în vremuri ca acestea, în care te-ai rugat, ok, nu s-a rezolvat, treci mai departe. Oare? Ce facem cu dezamăgirea noastră? Inclusiv, cum zice Yancy, dezamăgiți de Dumnezeu. Ce ne facem cu acele situații? De asta e valoroasă pilda. Pentru că te introduce în tot acest hățiș. Și ăsta e rostul ei, să te frământe, să te prelucreze. Asemenea, unui părinte exasperat în fața insistențelor copilului. Dar de ce nu se poate? Dar de ce nu se poate? Până îți pune nervii la grea încercare. Ăsta să fie punctul slab al lui Dumnezeu, că cedează până la urmă în fața stăruințelor și insistențelor noastre sâcâitoare? Un Dumnezeu care poate fi înțeles nu este Dumnezeu, spune Augustin. Cum pot să îl încadrez pe Dumnezeu într-o cutiuță teologică? Și seria în echilibru, dacă ne aducem aminte de Iov, felul în care se încheie cartea, Dumnezeu este neîmblânzit, n-ai cum să-l încadrezi în niște categorii. Un om cum ar putea să priceapă toată taina, misterul unui Dumnezeu care lucrează? Și atunci ce ne facem? Are rost să mă rog? Și ca să complicăm un pic lucrurile, ce te faci dacă te rogi pentru ca voia bună, plăcută și desăvârșită a lui Dumnezeu să se înfăptuiască în viața familiei tale și lucrul este taman pe dos de cât te-ai așteptat tu? Ce te faci atunci? Ei, astea sunt adevăratele probleme. Și marea problemă e o abordare romantică în care noi încercăm să fugim. Încercăm să-L apărăm pe Dumnezeu, să pieptănăm textul. Textul este neîmblânzit. Așa procedează adevărul, parabola, când te scanează. Cu toate neplăcerile, ar trebui să rămâi acolo. Să vezi ce ți se întâmplă o bună bucată de vreme. Ce sens mai are să mă rog? Oricum nu se schimbă nimic. De ce să-mi pierd vremea? Schimbă cu ceva lucrurile până la urmă rugăciunea mea? Cred că mai degrabă parabolele ne pun pe gânduri și ne lasă cu întrebări. Și cu astea ar trebui să mergem acasă. Ia una din întrebările cu care vreau să mergeți acasă astăzi. Dacă un judecător corupt cedează, oare unui tată binevoitor chiar nu-i pasă? Păi așa vi-l imaginați pe Dumnezeu sub demnitatea unui astfel de judecător corupt? Cu alte cuvinte, povestirea cu tâlc, atacă fățiși, ne spulberă toate așteptările nerealiste și cu privire la Dumnezeu și cu privire la viață, lumea asta în care trăim. Dumnezeu nu lucrează cum vrem, cum ne imaginăm noi, dar cu siguranță lucrează. Poate imaginea care îmi revine a Evei este imaginea bunicii mele. Copiii fiind la țară, fiecare seară ne punea lângă pat, la culcare, și când începea să se roage pe nume pentru fiecare dintre copil, fiu, fiică, noră, ginere, nepot, când începea deja cu numele, dădeam ochii peste cap, ziceam, iar începe. Abia acum pot să apreciez ce valoare poate să aibă o astfel de disciplină. Sau să vă mai dau un exemplu. Eram la mare în familia unui coleg de școală și tatălui ales să se roage pentru micul dejun. Vă mărturisesc, rar mi s-a întâmplat așa ceva, parcă un curent din creștet până în tălp m-a străbătut. În momentul în care am simțit la el o naturalețe care se revarsă din interior, dar care nu era nici deloc una pompoasă, ostentativă, ci era discretă. Se simțea că vine în mod natural, că așa îl cunoaște el pe Dumnezeu. Și am realizat că în situații de genul ăsta nici măcar nu mai trebuie să ții predici. Pentru că se întâmplă ceva cu tine și cu ceilalți când ești autentic în acest registru al rugăciunii. Faptul că am fost citiți, scanați de această parabolă se verifică până la urmă în intenția cu care ai spus-o, ca să le arate că trebuie, nu-i facultativ, să se roage necurmat și să nu se lase, să nu-și piardă nădejdea. În antiteză, dacă ați sesizat, sunt două contraste între care ești aruncat în apă ca să citești parabola asta. Între judecătorul nedrept și Dumnezeu și apoi între judecătorul nedrept și această femeie simplă, această văduvă.
Mai mult, există o rațiune în spate. Dacă acest om se poartă așa, cu cât mai mult Dumnezeu poate că are altă abordare. Și nu în ultimul rând, interogația, trei întrebări pe care le poți repera în text. Sfredelitoare, auziți ce auzim noi când citim această parabolă? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor Lui, măcar că zăbovește. Și trei, când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Această parabolă spune câte ceva despre Dumnezeu, despre noi și despre rugăciune. Iată interogația la care ne supune. Este Dumnezeu? Gândește-te foarte bine. Nu dau un răspuns pripit. Este Dumnezeu vrednic de încredere? Te poți odihni cu întreaga ta ființă în El? E ușor să spui când predici sau când lucrurile îți merg bine. Când lucrurile sunt nasoale în viața ta, atunci trebuie să treci testul cu privire la încredere. Asta ține tot în viața noastră. Altfel totul se deșiră, totul se destramă. Este Dumnezeu vrednic de încredere? Doi, sunt eu credincios? O să revenim la întrebarea asta. La sfârșit, când vine Hristos, ce va găsi? Cine mai rămâne în picioare? Cine-i ăla perseverent, rezilient, tenace? Câți dintre noi se vor asemăna cu femeia asta amărâtă, cu această văduvă? Să rămână în credincioșie, în fiecare zi, indiferent care va fi deznodământul, rezultatul cererii, a petiției, a rugăciunilor ei. Și nu în ultimul rând să fie rugăciunea o pierdere de vreme? Dacă tot nu se rezolvă lucrurile așa cum vrem, cum ne place nouă, cum avem noi impresia. Și uneori, insinuarea e că de multe ori e ca un automat, e rugat și lucrurile ți se rezolvă ceas în viață. Ei, inclusiv pilda aceasta arată că lucrurile stau taman pe dos. Că El zăbovește și nu-ți dă nicio explicație de multe ori. Fără să ne dăm seama, suntem interogați și încolțiți. Auziți? Ce auzim noi? Și Dumnezeu nu va face ceva? Tu ce zici? Va găsi El reziliență? Pe unde vom fi noi la final? Astea sunt elementele care ne țintesc și ne țintuiesc din cuvânt. Relatarea asta este atât de antrenantă pentru că ne împinge în apă. Prin acest contrast, nu doar între Dumnezeu și judecător, judecător și Dumnezeu, ci și între judecător și văduvă. Ia gândiți-vă un pic la această paralelă între un baron local și o femeie care n-are absolut pe nimeni. Unul are putere discreționară, cealaltă vulnerabilitate totală. Unul e în top, celălalt e jos, la bază. Unul e abuziv, cealaltă e victimă sigură. Unul e fără frică de Dumnezeu, ea are frică de Dumnezeu. Unul e fără scrupule, să femeia asta știe una, hotărâtă. Văduvele erau lesne de recunoscut după îmbrăcămintea distinctivă. Vezi cazul Tamarei din Geneza, capitolul 38, 14-19, și-a lepădat hainele de văduvă. Întrucât se căsătoreau foarte devreme, erau numeroase și nu neapărat în vârstă. Adesea rămâneau fără niciun mijloc de sprijin. Dacă soțul lăsa o moștenire, nu beneficia prea mult de pe urma ei. Dacă rămânea în familia soțului, avea un statut inferior de servitute. Dacă se întorcea în familia ei, banii primiți de familie trebuiau înapoiați. Deveneau atât de vulnerabile, încât deseori erau vândute ca sclave pentru datorie. Încă o dată, lecția îți vine de la periferie. Exact ca în parabola următoare despre rugăciune. Un fariseu și un vameș. Și lecția nu-ți vine de la omul clasat, religios, care merge duminică de duminică, ci vine de la unul cu care nimeni nu vrea să se asocieze. E, asta e partea fascinantă în lumea asta, să te lași deschis în întâlnirile cu oamenii, să te lași surprins de Dumnezeu cum lucrează. Că uneori categorisirile noastre ne îngrădesc și ne pun în pericol viața spirituală. Pentru că ăsta e Dumnezeu, lucrează.
nu întotdeauna cum ne place nouă, dar este la lucru implicat. O lecție despre încăpățânarea sănătoasă, salvatoare. Nu știu cât de des avem noi ocazia să primim o astfel de lecție în generația asta în care toată influența asta media are un efect cutremurător de dezrădăcinare, să șteargă orice ancorare în trecut, în valori. Uite aici o lecție, o femeie simplă de la țară, care știe ce vrea. Mi-a rămas pe retină sloganul de pe Philippe Chatrier de la Roland Garros. The victory belongs to the most tenacious. Victoria le aparține, este rezervată celor mai tenace. Dar poate că putem merge un pas mai departe, că nu-i vorba numai despre o încăpățânare bună, sănătoasă, ci e vorba despre faptul, așa cum arată pilda, că noi nu știm, dar noi, în noi se produce o transformare atunci când alegem să ne rugăm și să ne încredințăm credincioșiei lui Dumnezeu. Dacă o persoană tenace poate sfida situațiile imposibile, cel credincios iese preschimbat prin ele. Asta e forța colosală a parabolei. Credincioșia te modifică, rugăciunea te transformă. Nu mai rămâi la fel în momentul în care ești angajat în mod radical cu cel care ți-a dat viață, cu cel care s-a implicat să-ți răscumpere întreaga făptură. Nu pot să nu mă gândesc la trei femei care prin constituția fizică n-au impresionat, dar fermitatea lor lăuntrică era fără egal. Doina Cornea, Puterea fragilității, este o carte apărută la Humanitas despre viața ei. Profesoara de franceză, disidentă în perioada comunistă. Mai departe, Maica Tereza, în mijlocul sărăciei din Calcuta. Dacă te uiți la imagine cu ele, sau Maria Ressa, laureată a Premiului Nobel pentru pace în 2021, a cărui slogan foarte interesant, a spune ceea ce gândești, e un act de creație. Să spui ceea ce gândești creează bine în jurul tău. Oare ce am face noi pentru adevăr? Ce am fi gata să sacrificăm? Este o întrebare interesantă pe care această autoare, acest reporter din Filipine, care a luptat împotriva dictaturii, ne inspiră și ne învață. Textul de azi, ca de altfel și exemplele amintite, surprinde fapt că provocările vieții ne introduc în școala nefirească a rugăciunii. Încercările, dictatura, crizele, bolile, falimentele, dezamăgirile. Greutățile ne solicită, ne mobilizează resursele, pe de altă parte, bunăstarea ne slăbește și ne împuținează. Asta e realitatea. Mă gândesc la imaginea șocantă la vârsta de 17 ani la Revoluție, când am văzut pentru prima dată în viața mea în spațiu public, în piața unui oraș, oameni îngenunchiați cu grămada care spuneau din toată ființa lor rugăciunea Tatăl Nostru. Sau cum s-au umplut bisericile în state după atentatul la turnurile gemene. Observați de ce tragediile, crizele ne readuc aminte că există o sursă, că ar trebui să ne căutăm undeva angajamentul care ne ține pe picioare și care ne dă sens. Lucrurile se complică și mai mult când ne gândim la bunăstare, creșterea nivelului de trai, facilitățile incredibile și benefice ale tehnologiei. Toate acestea insinuează, din păcate, un sentiment de detașare și amorțire. O prietenă împărtășea la maturitate că ea a crezut că nu va putea posti niciodată, până a avut probleme serioase în familie și ce să vezi? Uite că a putut, a reușit să postească. Situațiile dificile ne solicită, ne mobilizează, ne canalizează energiile. Situațiile plăcute, pe de altă parte, induc relaxare, detașare și indiferență. Intenționăm să avem o discuție pe tema detașării undeva în luna septembrie. Și mă întreb pe bună dreptate, câtă savoare poate oferi ideea de eternitate pentru cineva care trăiește seducția luxului și a relaxării? Ce noimă are să te gândești la cer, la viitor, la eternitate? Poate mai mult decât oricând, cum spunea cineva, suntem puși în fața unei alternative, suntem obligați să alegem. Iată care cred că e alegerea pe care generația aceasta și generația următoare o va avea de făcut. Alege între realitatea invizibilă a unei eternități fără viitor
Pentru mulți lucrurile astea nu inspiră mare atractivitate sau mirajul strălucitor de aici, al unui viitor fără eternitate. Ce vom alege? Că fiecare dintre noi face până la urmă o alegere. Cât de reală este această ispită pentru tine? Cât de sedus, anesteziat te simți în fața realității? O broască care aterizează în apă fierbinte sare imediat afară. Dar dacă îi oferi o temperatură plăcută pe care o crești treptat, își va găsi sfârșitul din cauza adaptabilității la mediu. Exact ăștia suntem noi. Suntem mult prea adaptați în această lume confortabilă și nu resimțim nevoia acută să roage necurmat și să nu se lase. Povestirea cu tâl de azi se țese în jurul câtorva cuvinte care îți confiscă atenția. Rugăciune, nedreptate, capitulare, reziliență și a doua venire. Dar când va veni Fiul omului, ce va găsi? Textul care flanchează precede relatarea de azi este despre a doua venire și despre acest deodată. Aduceți-vă aminte, așa se încheie capitolul 17, de Noe, de Lot, a Idoma se va întâmpla. Acest deodată îi desparte pe oameni, irevocabil, chiar din aceeași casă, aduce dreptate și împlinirea tuturor promisiunilor. Cu alte cuvinte, miza este una totală. Leac împotriva detașării și resemnării. Una dintre cele mai mari provocări pentru mine din această parabolă este aceasta. Rugăciunea necurmată ne păstrează credința vie și inima receptivă. De-aia ai nevoie de rugăciune. Îți revitalizează credința, apropierea, încrederea în Dumnezeu și îți păstrează inima receptivă la ghidajul lui Dumnezeu, la sensul pe care îl poate aduce în anumite situații, chiar dacă e greu să-l vezi în momentul în care treci printr-o situație dificilă. Rugăciunea chiar contează, nu e o pierdere de vreme. Chiar dacă lucrurile nu se întâmplă cum vreau eu și când vreau eu, efectele sunt absolut remarcabile. Niciodată nu-i poți cuantifica efectele. Pe bunicul din partea tatălui nu l-am cunoscut niciodată. A murit când tatăl meu avea 11 ani. Și recent, de câțiva ani, când am fost la părinți și am vorbit cu sora tatălui meu, din, așa, pe neașteptate mi-a spus, întorcându-se din context ortodox la Dumnezeu, avea o rugăciune constantă care a rămas în mintea lor. Se ruga ca Dumnezeu să ridice lucrători pe linia familiei. Și mi se ridică părul pe mine când mă gândesc cu câtă împotrivire am reacționat în momentul în care se punea problema chemării înspre această parte a slujirii. Observați cum rugăciunile trec generații, zeci de ani și ne ajung, ne prind într-un plan, într-o plasă a lui Dumnezeu care are un viitor și ne pregătește pentru generațiile pe care Dumnezeu ni le pune înainte. Lucrurile au un rost în viața noastră. Facilitează devotament pe verticală și dezvrăjirea realității. Să vezi cu alți ochi realitatea pe care o trăiești. Și ce să ne facem noi atunci când în unele biserici trăiești o plictiseală de moarte la momentul de rugăciune? Nu poți ignora lucrul acesta sau poate în altă parte când ai senzația că ne descurcăm, putem trece peste așa ceva. Cum împaci lucrurile astea? Ei, când te lași citit de cuvânt scanat, trebuie să te uiți la așa ceva, trebuie să te uiți în sufletul tău și să te întrebi în mod onest pe unde te afli. Ce e de făcut? Oare ce ne poate ajuta să nu ne pierdem inima și, cum spune în Evrei, să nu cădem de oboseală în sufletele noastre? Iată câteva opțiuni practice care ne pot ghida. Nu înseamnă că fiecare aspect practic va ajuta pe fiecare, dar e o paletă de opțiuni care ne pot ajuta pe cei mai mulți.
în funcție de temperament, de inclinație și de situația în care ne aflăm. În primul rând, rugăciunile scrise. Pentru un pocăit s-ar putea să sune șocant o rugăciune scrisă. Nu de mult am avut rugăciunile puritane, care unii ni le-au solicitat, pentru că e o rugăciune asupra cărora, o rugăciune asupra căreia cineva s-a plecat, a meditat la ea, a gândit-o, s-a rugat de nenumărate ori înaintea lui Dumnezeu. Și rugăciunile astea au un tâlc și un rost. Un experiment, când m-am întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani, cineva m-a încurajat să memorez anumite texte din Scriptură. Așa a început experiența mea cu anumite texte. Și nu mi-am dat seama decât mai târziu cât de mult m-au ajutat cele două rugăciuni din Efeseni, ale Apostolului Pavel. Observați, începe cu benedicție, se roagă, dă învățătură, după aia se roagă. Și toate lucrurile se le face în scris. Oameni care împletesc învățătura cu rugăciunea, cu viața lor trăită. Și poate ar trebui spus aici că rugăciunea niciodată nu e gândită ca un fel de apanaj, ca un fel de lucru care te detașează de real. Ci lucrurile trebuie împletite în felul acesta. Trebuie să fii mai bun în viața reală dacă te rogi. Nu mai detașat sau mai indiferent. 2. Repere orare prestabilite. Pe unii ajută, unii au tendință să uite, au nevoie de anumite memento-uri pe parcursul zilei. Și lucrul ăsta te ajută, poți să spui pe telefon, la un anumit interval să ți se reamintească, să te oprești din ce faci ca să te poți focaliza asupra lui Dumnezeu. 3. Practicarea prezenței lui Dumnezeu în rutina cotidiană. Este învățătura magică a fratelui Franțiu Laurențiu al Învierii, care el te învață că în timp ce gătești pentru confrații tăi la mănăstire, în timp ce repar sandalele, în timp ce repar mașina, în timp ce te ocupi de alte activități, îți faci planuri, poți să-L implici pe Dumnezeu. Deci, Doamne, Tu ce zici de planul ăsta de vacanță, de lucrurile astea pe care ni le gândim? Pe mine m-a salvat lucrul acesta și de la mândrie spirituală. Că dacă îți propui să te rogi o oră dimineața și bifezi, ești atât de satisfăcut la sfârșitul zilei că uită ce ai realizat. Dar până la urmă rugăciunea necurmată înseamnă să trăiești cu Dumnezeu fiecare minut, fiecare clipă pe care ai pe pământul acesta. Mai departe, rugăciunea inimii din contextul ortodox, sunteți familiarizați. Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de mine păcătosul. Doamne, cât de bine prinde, chiar dacă sună ca o mantră, din când în când să-ți repeți mesajul acesta. Apropo, când mă întâlnesc cu o persoană care e la spital, care e pe punctul de a pleca din lumea aceasta, nu îl stresez cu botez, cu povești de genul acesta, ci spre astfel de rugăciuni încerc să-i atrag atenția, ca să conștientizeze cea mai mare nevoie pe care o are înaintea lui Dumnezeu. Și, Doamne, câtă nevoie avem noi de această rugăciune. Pe alții ajută grupul de rugăciune. Uită-te la Daniel, în momentul în care aude de vestea respectivă că încep să fie exterminați înțelepții Babilon, ce face? La cine se duce? Tu la cine te duci într-o astfel de situație? Un secret al supraviețuirii în Babilon. Îi comunitatea, prieteniile adevărate care sunt conturate, construite în jurul rugăciunii. Mai departe, transformă pietrele de potinire în pietre de hotar. Sunt persoane care mi-au mărturisit că, pur și simplu, vine vorba de rugăciune, e așa o avalanșă de gânduri care dau buzna ca niște animale sălbatice, că numai rugăciune nu mai e aia. Nu cum să te rogi când ai atâtea gânduri. Toate îl deturnează de la rugăciune. Însă psihicul și sufletul nostru are o modalitate interesantă de a funcționa. Poate că de acolo trebuie să pleci. Nu refuzând anumite gânduri și anumite lucruri, e calea spre rugăciune, ci transformă-le în motive de rugăciune. Și o să vezi că ajută. Și nu în ultimul rând, găsește-ți imboldul cel mai convingător. Personalizează-ți imboldul. Ce te ajută pe tine cel mai mult? O prietenie, poate când auzi anumite vești, anumite probleme, anumite lucruri care sunt anunțate în comunitate. Alea te angajează și îți creează acea dispoziție vindecătoare. Mă voi apropia de încheiere cu unul din cazurile biblice care pe mine m-au provocat cel mai mult. E vorba de Daniel 6. Întotdeauna am fost marcat de această rutină zilnică, dar cam habotnică a lui Daniel. Cum adică, mă, să continui să te rogi de 3 ori pe zi și să nu te poți opri nici măcar o lună de zile? Nici măcar să nu stai așa întins un pic să dai impresia că te culci, ci pur și simplu să o faci sfidător cu geamurile deschise spre Ierusalim,
nepăsându-ți de nimeni, parcă nici n-ai auzit că a fost dat un decret care te poate costa viața. Și miza acelei relatări e următoarea: să fii gata să mori pentru că te rogi sau să mori câte puțin în fiecare zi rugându-te. Asta e miza generației noastre. Și nu cred că suntem, cineva ne stă cu pușca la tâmplă că de ce ne rugăm. Și problema e că avem tot timpul din lume și exact aici e baiul. De aici pleacă totul cu privire la viața noastră spirituală. Și pentru a nu da impresia prin exemplul acesta că încerc să induc o vinovăție în alții cât se roagă alții și cât de puțin ne rugăm noi, haideți să încheiem cu un exemplu la firul ierbii din Roman capitolul 8:26. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre. Cât de greu e pentru evanghelii să recunoască că au slăbiciuni și că au nevoie de ajutor. Căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite. Ți s-a întâmplat să te pleci pe genunchi și singurul lucru care a ieșit la iveală poate a fost un geamăt, un suspin, un oftat irațional, nedeslușit de neputință. Te-ai gândit vreodată că e poate cea mai autentică formă de rugăciune despre care vorbește Pavel? E complet nealterată de prefăcătorie, de frazeologie, de felul în care vii și îți construiești o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Când nu simți nimic și totuși ceva suspină, agonizează și ajunge până la tronul de slavă al lui Dumnezeu. Nici măcar nu realizez că e vorba de rugăciune. Haideți să închidem ochii pentru final, pentru rugăciune. Avem nevoie de povești pentru că avem nevoie de sens. Apoi le spune o parabolă privitor la datoria ce o au să se roage într-una și fără de lăsare. Sunt curios dacă ți-a captat în vreun fel atenția această văduvă, dacă te intrigă în vreun fel comportamentul ei. Iată întrebările pe care nu le putem evita. Este Dumnezeu vrednic de încredere pentru tine? Câtă detașare sau implicare există în rugăciunile noastre? Și trei, sunt eu credincios? Până la urmă trăim ca niște oameni resemnați sau dinamizați de încrederea nedesmințită a rugăciunilor noastre? Să mori pentru că te rogi sau să mori câte puțin nerugându-te? Eu, pe unde mă aflu în acest peisaj?